Discutăm în continuare la acest subiect cu Andrei Rusu, expert în monitorizarea spațiului informațional, care este în legătură directă cu noi. Domnule Rusu, bună ziua! Bună ziua! Așadar, am văzut declarațiile poliției, dar și a reprezentanților Serviciului de Informații și Securitate, tineri din Republica Moldova, care au mers în Federația Rusă și au fost instruiți în tabere speciale în ceea ce privește psihologia maselor, tactici de provocare. Ce înseamnă acest lucru pentru securitatea Republicii Moldova? E bine, pentru securitatea Republicii Moldova acesta este un lucru destul de grav. Deoarece Federația Rusă se pare că se pregătește destul de tare să provoace destabilizări a doua zi după referendum, sau poate chiar în ziua referendumului, utilizând acești tineri. Cu părere de rău, acești tineri vor fi pasibili de răspundere penală, pentru că ceea ce au făcut ei la Moscova, asta se încadrează în trădare de patrie, în primul rând pentru că ei, într-un fel, încearcă să ducă la o lovitură de stat, cel mai probabil, în interesele Federației Ruse. Iar asta se penalizează cu pușcărie la ani grei. Și ei trebuie să înțeleagă că dacă nu se vor duce benevol la instituțiile de forță, să se predea, să prezinte dovezi cum au fost racolați, cum au fost antrenați de ruși pentru a face destabilizări, ei vor fi pasibili de răspundere penală. Adică nu se merită să vă stricați viața pentru criminal ușor și Putin. Dacă să ne referim la un alt aspect, avem 300 de tineri, cel puțin cei documentați de poliție, în ce măsură aceștia pot să provoace destabilizări în masă și care ar fi formele? De exemplu, nu știu, poate vor recurge la anumite proteste, dacă sperăm că vor fi contracarate asemenea cazuri de poliție. Instituțiile de forță au prezentat două tipuri de grupe antrenate de către ruși. Primul grup a fost antrenat sub Moscova, erau, din câte am înțeles din acel clip, tineri ai Partidului Renaștere, gruparea Next Generation. În clip s-a vehiculat această denumire. Primul grup a fost antrenat pentru a crea proteste, pentru a opune rezistență forțelor de ordine, a scanda diferite mesaje anti-UE sau anti-un candidat pro-european. Al doilea grup, însă din păcate, este mult mai grav. El a fost antrenat în Serbia și Bosnia și Herțegovina. Iar noi, dacă ne aducem aminte, anul trecut președinta Maia Sandu a ieșit public și a spus că gruparea Wagner pregătea o lovitură de stat în anul acela, iar mercenarii erau luați din Balcani, precum state din Muntenegru și Serbia. Gruparea antrenată acum în Serbia și Bosnia și Herțegovina a fost antrenată de grupul paramilitar Wagner și încă un grup paramilitar rusesc. Acolo băieții au fost antrenați cum să utilizeze dronele, cum să creeze dispozitive explozibile, cum să utilizeze dronele, să arunce astfel de explozibile. Este cu mult mai grav. Și încă au fost învățați cum să lupte corp la corp și să utilizeze armele de foc. Adică noi trebuie să facem diferență clară între aceste două grupări. Grupul de tineri utilizat pentru a crea incidente locale și grupul de mercenari care vor crea destabilizări și mult mai mari, care ar putea duce la distrugeri de clădiri publice, ar putea răni oameni din organele de forță sau a crea pericol pentru civili, chiar în ziua alegerilor sau a doua zi după alegeri. Avem această fabulă, care spun polițiștii că erau transportați sub pretextul unor activități cultural-artistice. Cum se explică, iată, aceste mecanisme? E vorba de camuflarea acțiunilor? Da, este o camuflare a acțiunilor. Tinerii erau transportați la Moscova de către ONG-ul Eurasia, care avea programul Cunoaște Rusia. Fiindcă ei prezentau acest program drept unul cultural, tinerii vor pleca să vadă Moscova, să vadă muzeile din Moscova, însă în realitate vedem că ei au fost duși la Moscova pentru a fi antrenați ca să creeze destabilizări în ziua alegerilor sau cum să lupte cu organele de forță. Ce ar trebui să știe oamenii ca să nu cadă în aceste capcane și să nu-și pună viața în pericol și nu doar? În primul rând, trebuie să îi avertizăm pe toți și pe cei care au fost comparați, 130.000 de moldoveni. Duceți-vă la poliție și denunțați că ați fost comparați de gruparea Șor. Dacă nu depuneți astfel de
cauze la poliție, riscați să fiți amendați. Amenda este până la 37.000 de lei. Nu se merită 2.000 de lei al ușor ca dumneavoastră să pierdeți și mai mult. Ce ține de tinerii care s-au infiltrat în această grupare pentru a fi utilizați în acțiuni de destabilizare? Plecați acum și depuneți. Dar oamenii care nu au fost, vă întrebam de fapt despre oamenii care nu au fost implicați în aceste scheme, da, care până la urmă nici poate nu știu că ar putea să se întâmple asemenea lucruri. Uitați-vă, în ziua alegerilor, chiar dacă sunteți contactați să faceți unele acțiuni, nu le acceptați, vă puneți pe dumneavoastră în pericol. Dacă vedeți pe cineva suspect la secțiile de votare, anunțați poliția. Pentru că asta putea pune în pericol atât pe dumneavoastră, cât și pe ceilalți de la secția de votare. Iar părinții care duc responsabilitatea de unii minori care au fost implicați în astfel de acțiuni, ar trebui să-și țin cu odraslele sub control. Pentru că, pe lângă faptul că copiilor vor fi pasibili de răspundere penală, veți fi pasibili de răspundere penală și dumneavoastră. Pentru că v-ați lăsat copilul să fie implicat în astfel de acțiuni. Vă mulțumesc tare mult pentru aceste informații.